Channel. Obișnuiești să iei suplimente? Sfătuiește-te cu medicul tău în legătură cu această oportunitate. O confuzie pe care o fac mulți când vine vorba despre suplimentele alimentare este că ele nu sunt medicamente, ci au fost create în condițiile în care alimentația noastră nu are cum să asigure doze atât de mari de nutrienți, dovediți ca fiind valoroși, permite sisteme și funcții. Dozele acestora sunt calculate astfel încât să acopere nevoile zilnice, așa că unele dintre ele le putem lua foarte mult timp, ca de exemplu uleiul de pește, mai ales atunci când nu îl consumăm frecvent, fie că nu ne place gustul de pește sau ne e teamă de aportul de mercur. Altele pur și simplu fiindcă nu se pot tezauriza în corp, așa cum sunt cele hidrosolubile ca vitamina C, pe care dacă organismul nu le folosește, le elimină rapid. Dar pentru că ele, suplimentele, pot interacționa cu anumite medicamente, sfătuiește-te întotdeauna cu medicul tău atunci când auzi de un supliment bun care crezi tu că ți s-ar potrivi și nu îl lua după ureche. Ai grijă de tine și de sănătatea ta!